Bine v-am regăsit, stimați prieteni! De această dată ne uităm dinspre ziare înspre Scriptură și o să ne uităm și despre Scriptură, spre ziare, gândindu-ne la țara noastră, la ce se întâmplă cu națiunea aceasta de 20 ceva de ani încoace. Așteptăm prosperitate și sunt câțiva factori, vedem că lucrurile nu merg foarte bine. Dăm vina când pe politicieni, când pe unii, când pe alții. De această dată am o invitată specială în emisiunea noastră și împreună cu doamna Cora Munteanu. Aș vrea să ne uităm la unele dintre cauze, unele cauze nebănuite de mine până v-am citit câteva articole, câteva documente. Aș vrea să investigăm împreună cauzele pentru care lucrurile nu merg așa de bine în țara noastră și probabil posibile soluții pentru care dacă vom opta, s-ar putea ca lucrurile să îmbunătățească. Aș vrea să vă spun încă o dată, bine ați venit! Bine v-am găsit, bine i-am găsit pe toți telespectatorii dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Consider că este o oportunitate pentru a transmite un mesaj către cei care se uită la această emisiune și consider că dumneavoastră și cei care mă sprijiniți în transmiterea mesajului aveți o contribuție foarte importantă în ceea ce dorim noi să facem. Când spun noi, mă refer la Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Este o asociație înființată în 2013. Eu sunt jurnalistă de meserie, fac presă de 24 de ani și m-am îndreptat și către acest segment deoarece am considerat că este obligația mea să încerc să îndrept lucrurile împreună cu ceilalți, bineînțeles. Eu am o metaforă după care mă ghidez și dacă îmi permiteți, o să e foarte important pentru că fiecare dintre noi putem să fim acest personaj. E vorba despre un incendiu care a izbucnit într-o pădure și toate păsările și animalele pădurii fugeau disperate să se salveze. Una singură, pasărea colibri, se ducea la un pârâu de unde lua apă în cioc și îl arunca peste incendiu. Și tigru, când a văzut-o, i-a spus: pasăre, ce faci? Nu-ți dai seama că este inutil ceea ce faci tu pentru că e prea mare incendiu? Și pasărea colibri a spus: eu îmi fac treaba mea. Așa că și eu mă compar așa, eu cu ducând cu ciocul un pic de apă peste starea economică foarte, foarte dramatică a României, zic că eu îmi fac treaba mea. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți părtași la această treabă. Felicitări! Am descoperit de curând acest lucru pe care îl faceți și am ținut să vă invit la recomandarea pastorului Bergheanu, am ținut să vă invit la această emisiune, dânsul mi-a povestit mai multe despre dumneavoastră, tocmai pentru că se întâmplă să credem, să suprapunem anumite credințe despre ce faceți dumneavoastră și despre ce cred că ar trebui să se întâmple în orice națiune normală, în orice națiune care se pretinde creștină. Așadar, Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii. De ce mici și mijlocii? Opuneți comercianților mari, înțeleg, care sunt hipermarketurile, supermarketurile. Da, dar nu toate. Noi chiar acum curând vom avea o adunare generală pentru că foarte mulți oameni au auzit din țară de demersurile pe care le fac atât pe lângă autoritățile statului cât și pe lângă autoritățile internaționale. Voi reveni cu demersurile pe care le-am făcut și la marile lanțuri, dar românești, de aici, din România, de magazine, doresc și ele să adere și atunci ni se pare puțin inadecvat sintagma mici și mijlocii și vom renunța și va fi Asociația Națională a Comercianților din România.
Noi nu apărăm și nu ne luptăm doar pentru, cum spunea cineva în mod ironic, desigur, buticarii evazioniști, pentru că începând cu foștii miniștri ai finanțelor, toți așa i-au catalogat pe acești oameni, care sunt o masă importantă, dar din păcate tot mai, mai mică, de oameni care... prin ceea ce fac ei, sunt afaceri de familie, mă refer la cei mici și mijlocii, ceilalți mari sunt mai extinși acum și ei într-adevăr determină prosperitatea comunității în care, în care trăiesc, pentru că să nu uităm lanțurile de magazine, lanțurile românești, de autohtone, de magazine, precum și cele, cele mici, înseamnă oameni angajați, înseamnă impozite și taxe plătite aici, înseamnă toate celelalte dări pe care le plătesc că rămân în țară. Ce înseamnă hipermarketurile? Înseamnă locuri de muncă distruse, pentru că ei își subdimensionează personalul, înseamnă subminarea producătorilor români, pentru că ei cu gura lor au spus că 80% din marfa pe care o vând este de venită din afară. Și în general înseamnă de, căderea economiei, economiei noastre, pentru că s-a întâmplat, din păcate, eu am fost și în, în câteva țări europene, Polonia, de exemplu, unde marile lanțuri de magazine există, pentru că nu putem, este într-adevăr o piață europeană și trebuie să, să ne adaptăm, însă au un, cu totul alt regim. România este singura țară care a permis acestor lanțuri să invadeze orașele, nu numai orașele, localitățile, în curând vom avea hipermarketuri și în mediul rural, ceea ce este foarte tragic. Oamenii trebuie să înțeleagă că ei nu... sigur, în anii 90 era mirajul acela că vine din străinătate. Da. E, acum ne-am convins că ceea ce vine din străinătate nu trebuie să fie neapărat și cei mai buni. Din păcate, și asta le-am spus și ambasadorilor țărilor care au hipermarketuri aici, din păcate, și ei procedează incorrect. Deci, în afară de invadarea localităților, bineînțeles cu accepțiunea autorităților române, mai fac produsele care sunt făcute pentru România de o calitate mult mai proastă. Deci nu trebuie să facem altceva decât să cumpărăm un produs făcut, un detergent să zicem, care are etichetă din aia pentru, are, că de obicei are și pentru scrisă în românește, și să luăm același produs din țara de origine și vom vedea că este... este mie mi s-a întâmplat așa ceva, deci vă pot da mărturie personală, nu spun produsul aici, nu avem voie să pronunțăm nume, să facem nici reclamă, nici contrareclamă, niciunui producător, dar mi s-a întâmplat ceva de acest gen. Uitându-mă prin scripturi, am observat un lucru important. Menționez că mă pricep foarte puțin la economie, mai mult la scripturi decât la economie și acolo cunoștința mea este restrânsă. Dar am observat următorul lucru, că Dumnezeu condiționează prosperitatea economică a unei națiuni de ascultarea preceptelor și poruncilor lui. De asemenea, am observat, parcurgând scripturile, că există o încurajare a construirii unei vieți economice în jurul familiei. Și ați pomenit aici inițiative familiale. America anilor 30 a fost un punct de turnură în această privință și dacă ne uităm un secol jumătate în spate în ceea ce a fost și Europa și America, vedem că sănătatea economiei unei națiuni a fost în jurul acelei clase medii, în jurul micilor afaceri de familie. Ei, aș vrea să ne explicați puțin, pentru mine care mă pricep foarte puțin la aceste lucruri, cum funcționează acest mecanism. De ce ar fi mai sănătoasă o economie care zidește în jurul acestui trunchi al familiei, afaceri de familie, ferme de familie, ateliere de familie? Da, mă bucur că ați adus în discuție America, pentru că în discursul meu, cu diferite ocazii, obișnuiesc tocmai să dau ca exemplu de patriotism, pentru că patriotism înseamnă, desigur, să-ți iubești țara, să
faci orice pentru ea, dar înseamnă să-ți dorești să ai o țară prosperă, în care să trăiești tu, în care să trăiască cei care au plecat și care, cărora le este dor de casă și ar vrea să revină. Ei bine, în anii 30, după criza, marea criză în America, președintele Roosevelt a ieșit în fața poporului american și a spus: dacă vreți să ieșim din acest impas, consumați produse, exact, deci cumpărați produse americane, nu de altundeva. Da. Deci așa se explică trecerea nu lent, nu rapidă, dar trecerea Americii de la criza care a măcinat-o efectiv și situația în care în scurt timp, adică redresarea foarte, foarte rapidă. Da, înseamnă sprijinirea familiilor, așa cum ați spus, pentru că, de regulă, îmi spunea o doamnă de undeva din Iași sau așa, mi-a spus: doamnă, gândiți-vă că dumneavoastră discutați cu supraviețuitorii. Deci este un pic foarte trist că comerciantul și producătorul, pentru că și producătorii români sunt în aceeași situație, sunt în propria lor țară niște supraviețuitori în fața asaltului venit din afară. Repet, nu sunt ultranaționali, nu am discursul acela să nu vină. Că vă spuneam de alte țări, sigur să vină în condiții de concurență loială, adică dacă în Polonia un hipermarket, prima reclama unui hipermarket era la aproape un kilometru de Varșovia și hipermarketul respectiv era undeva destul de ascuns și acolo era, deci uitați-vă ce se întâmplă la noi, uitați-vă aici în Cluj, de exemplu, că suntem aici, m-am uitat pe centru, nu mai există magazinele acelea mici și ce îi dă unicitate, relația dintre vânzător și om. Am vorbit cu foarte mulți vânzători de magazine de la parterul blocului, cum le zice, dar nu întotdeauna sunt la parter, care îmi spuneau: păi, între mine și clienții mei există deja o relație. Exact, exact. Adică dacă îl văd că e supărat, îl mai întreb de ce e supărat, încerc să facă o glumă. Bineînțeles că există și acum, dar neoficial, și acea vânzare pe caiet. Pentru că unii oameni nu au întotdeauna. Aici e vorba de încredere. Înțelegeți? Deci nu, nimănui nu-i dă prin cap că acel om vine să-și ia o pâine și spune că până mâine sau apoi mâine sau când o să am bani și acel vânzător să nu-i o dea, pentru că se stabilește o relație de încredere. Ce se întâmplă dincolo? Este un automatism, este un zâmbet fals, dacă este un zâmbet, e un, așa cum am spus, un automatism de exprimare. În afară de asta, ce aș mai vrea, pe lângă invazia asta în localități, mai există niște, și asta am semnalat-o și ambasadorilor țărilor respective, pentru că sunt fapte de natură penală. Degeaba le spunem noi, cum le-am spune, scăpări sau așa. Nu știu dacă ați observat, dar eu am aveți probe, probabil. Exact, da. Există două prețuri, prețul de la raft și prețul de la casă. S-a extins această practică de a pune la raft un preț mult mai mic. Un preț mai mic, nu mult. Cu un leu. Cu 50 de bani, cu 75 de bani, cu așa. Și eu îndrăznesc să-l numesc furt ăsta. Pentru că dezinformez. Știți, omul nu se uită la casă dacă ce este sau așa, și acasă constată că a fost înșelat. Că asta se numește înșelăciune. Sau constată pe moment, dar românul fiind rușinos, nu face scandal la casă, nu întreabă. Sau dacă spune, nu că eu, mie mi s-a întâmplat, zice, am avut promoție și am uitat să schimbăm. Deci este un live motiv să am uitat să schimbăm etichetele, dar nu se poate ca în toată țara asta cei care lucrează acolo să uite, deci înseamnă că sunt foarte amnezici și au o problemă. Să aibă promoții reziduale. Soția mea, care este o doamnă foarte discretă, este unul dintre puținele momente în care începe să fie foarte fermă când își dă seama de acest fel de realități, că este o înșelăciune sistematică. Acesta este un aspect foarte grav pe care îl sesizați, dar de asemenea aș vrea să facem o analiză de caz. Nu pot spune numele inițiativei economice, dar aș vrea să facem o analiză împreună cu dumneavoastră.
Am un grup de prieteni care au început să cultive produse românești, bio, cum le se spune acum, de origine locală, soiuri locale, cu certificate de producător și așa mai departe. Produc lucruri de foarte bună calitate. Și nu este... pot intra în... Exact. Deci, da, au... Și aici aș vrea să-mi explicați dumneavoastră, odată de ce nu și dacă vor avea vreodată vreo șansă. Guști produsele de la ei, roșii, pătrunjel sau ce produc dânșii și în mod clar are alt gust față de gustul de carton pe care îl găsește în produsele importate și cerate din magazinele foarte mari. Au vreo șansă să penetreze piața românească în momentul în care producția lor este, și asta este costul de producție, este uneori de 3 ori mai mare decât prețul de la hipermarket. Clientul se duce la hipermarket pentru că îl ustură la buzunar. Tânjește după produsele acestor oameni, dar este silit să se alimenteze de acolo pentru că acolo este prețul mai mic. Cum? Ce șanse le dați? Da, păi apropo de sănătatea produselor și după aceea trec la subiect, oamenii trebuie, asta e că mă duc acolo că este ieftin. Știți, ceea ce ieftin este, va deveni cândva foarte scump. Pentru că sunt niște produse, așa cum am mai spus și cum s-a constatat, că vedem atâtea reportaje sau rezultate ale controalelor făcute de autorități, cât mai pot face și ele, din care vedem ce dezastre de alimente, mă refer aici strict la alimente, găsesc ei acolo, pentru că efectiv din resturile alterate care rămân se fac tot felul de produse. Se reprocesează, da. Și atunci omul care spune că mă duc acolo și iau că e ieftin, va constata peste câțiva ani cât de scump și cât de scump plătește cu sănătatea lui, pentru că se merge și se caută la toți doctorii și va spune că de stres are colesterolul nu știu cât sau are afecțiune ale ficatului sau mai știu eu ce, că de stres. Și din cauza alimentației precare și ieftine și ar fi foarte, foarte bine ca toți să ne permitem să consumăm cam mai de mult, că de aceea părinții noștri, bunicii noștri sunt așa longevi. Erau atât de sănătoși și aveau piele atât de întinsă și erau atât de puteau să se miște și la 90 și ceva de ani ziceau că sunt tineri, că pot să facă orice. Cum se poate remedia și pentru asta mă lupt eu acum împreună cu alte asociații ale producătorilor și chiar cu niște politicieni care au înțeles necesitatea demersului nostru de a proteja și de a pune pe piață tocmai produsele de care vorbeați. Este vorba despre legea 321 care a fost plimbată de la plen înapoi la comisie. Ce înseamnă? Legea 321 este cunoscută, așa cum au lansat mari retailer pe piață zvonul, că ne obligă să avem 51% produse românești, fructe și legume din România și noi și știți că nu, chiar nu sunt znoave astea, că puneau, numai să demonstreze că din România, puneau pe banane produs în România. Adică e și o insultă la adresa inteligenței noastre. Însă legea aceasta, pentru că acel prieten al dumneavoastră care produce, sunt convinsă, produse de calitate foarte, foarte bună, nu va avea niciodată șansa să intre în hipermarketuri, pentru că el, făcându-le bune, naturale și așa, are un preț mai ridicat, da? Să zicem, chiar dacă acceptă, că prin nu știu ce tertipuri acceptă, ei își mai pun niște taxe foarte mari, pentru că ei pun taxă de raft, taxă de administrare, taxă de manipulare, de tot felul de taxe pun și atunci produsele românești ajung la un preț exorbitant. Și să zicem că prietenul dumneavoastră va încerca o perioadă, că l-acceptă și va vedea că nu se vând produsele și le va retrage.
se face intenționat asta, deci să pui aceste taxe foarte mari ca să nu se vândă produsele românești. Noi, tocmai asta, legea 321, pe lângă aia cu 51% care v-am zis e pentru presă, pentru a face deliciul presei și a transforma un punct economic foarte important într-unul de cancan, mai prevede și altele, adică eliminarea tuturor acestor taxe. Deci, am înțeles. Aceste taxe, vedeți, prin asta lege, nu se știe. Da, prin pentru legea 321, comerciantul mic va fi egal cu comerciantul mare și de acolo, adică pornesc din start și fiecare lucrează cu adaos comercial. Toată lumea mai spune în mod greșit un lucru, că nu mă duc să cumpăr de la magazinul mic pentru că au prețuri mai mari. Pentru că ia niște hapsâni care vor să se îmbogățească, care nu știu ce. Domnule Cruceru, vă spun, deci oamenii ăia de-abia trăiesc. Ei își pun adaosul comercial cât să le asigure, pentru că ai așa, ai dacă e mai mare, că în general familia vin de acolo, mamă, tată, copii, așa, unul face contabilitate sau mai plătesc o contabilă dacă e nevoie de specialitate, să fie de specialitate. Și pornesc de la egal și își pun adaosul comercial fiecare cât consideră ca să-și iechise o marjă. Să poată fi și profitabile, da, că nu facem asistență socială, facem comerț. Da, vă spuneam că s-acuzați micii comercianții autohtoni că practică, deci nu este asta adevărat deloc, doar că ei nu își pun deloc adaos comercial pe produsele lor pentru că n-au nevoie, pentru că ei își iau banii din suprataxele acestea de raft și așa. Da. Și această lege, dacă va fi votată, am trimis tuturor președinților de partide o scrisoare în care le-am explicat foarte clar de ce este nevoie de această lege. Mai mult decât atât, au pervertit și furnizorii să deci au anumite înțelegeri cu anumiți furnizori în care, de exemplu, pentru de-astea răcoritoare, băuturi răcoritoare foarte vândute, în care lor le dau promoții foarte mari, adică la două peturi îți mai dă o jumătate și atunci sau ceea ce este mult mai grav și iarăși este de natură penală, ei vând, își permit, de exemplu, am în Focșani un comerciant foarte, foarte bun, are un lanț local de magazine și el a fost stupefiat de faptul că pui de la același furnizor, hipermarketul de lângă el, care vrea să-l omoare, adică el are o forță economică acolo în Focșani, în schimb a venit acest hipermarket, iarăși nu dăm nume ca să nu fim, a venit și cum să-l omor pe ăsta? Păi cum? Pun prețuri foarte mici, pentru că din păcate suntem încă în faza în care oamenii se uită la preț. Dar sper, v-am zis, sper să se schimbe și să învățăm să mâncăm mai puțin și de calitate. Și puiul, de exemplu, puiul vândut de hipermarket era mai ieftin decât de la furnizor. Deci asta este o încălcare a legii, să dai mai ieftin. Ori el a zis că la alimentele de bază, cum să faci omul să-ți intre în magazin? Acolo se vând pui mai ieftin și știți cum, dacă omul și cu 50 de bani, dacă e mai ieftin, se uită și se duce. În schimb, odată intrat într-un asemenea magazin, mai cumperi cel puțin 5 produse de care nu ai nevoie. Pentru că sunt promoții, pentru că te atrag, pentru că mergi cu copilul și copilul vrea exact așa. Și atunci oamenii trebuie să realizeze că nu este mai ieftin. Deci prin faptul că la raft este un alt preț decât cel de la casă, prin faptul că mai cumpără produse inutile și în primul rând nu este mai sănătos. Asta am discutat și cu președintele, cu directorul Direcției Sanitar-Veterinare, acum este un domn din Târgu Mureș, care a mai fost, în care am încredere, am discutat și cu domnul ministru al Agriculturii și au convenit să se pună mai mari controle la graniță. Și aici vreau să ajung la scrisoarea trimisă ambasadorilor. Și atunci au sărit ambasadorii unor țări, nu, domnule, de ce să puneți controle la graniță, că noi vrem,
controle, nu controle, controle alimentare, zic, Da, nu că da. te controlează. Deci controlele să se verifice cu strictețe toate alimentele care intră în țară. Și au început domnii ambasador să facă ceea ce ei numesc lobby, noi numim trafic de influență, pe lângă autorități, ca să nu mai facă aceste controle. Vi se pare corect? Adică eu să nu știu și Ce să mi n-am intră în țară, da. dreptul ca țară să știu ce mi-intră în țară? Eu sper, acum e în curs de tatonare această dispută. Eu n-am primit niciun răspuns de la ambasadori. În schimb, i-am scris domnului comisar european Pierre Moscovici. El a avut o intervenție foarte bună din punctul meu de vedere, în care tocmai asta spunea atunci când au apărut scandalul cu Panama Papers, în care tocmai asta spunea că multinaționalele, de fapt, asta fac și că ar trebui cumva controlată activitatea lor, pentru că tot profitul se duce într-un loc de care nu profită nimeni. Adică nici țara respectivă, probabil dânsul avea Nici. mai multe detalii. Din toamnă am înțeles că se va da și o recomandare ce să se facă, pentru că Uniunea Europeană transmite recomandări pe care noi trebuie să le punem în practică. Și atunci și am scris domnului Pierre Moscovici, în ciuda, eu am asta, că trebuie să comunic cumva, și pentru că nu te primește nimeni, deși în mod normal, să știți, uitați, că tot fac paranteze la paranteze, în Polonia, omul de afaceri sau cei care îi reprezintă este primit cu foarte mult respect la cele mai înalte autorități ale statului. Eu mă mai duc, mai sunt primită, mai am așa, dar în general scriu scrisori, pentru că alea și rămân. Și atunci semnalez. Ei bine, dacă domnului ministru al economiei și mai multor demnitari de rang înalt le-am scris foarte mult și nu mi-au răspuns, mi-a răspuns doar premierul celălalt și într-adevăr mi-a răspuns consilierul economic al președintelui, dar știți cum, de complezență, niște răspunsuri de complezență. În schimb, comisarul european pe economie, Pierre Moscovici, mi-a răspuns în mai puțin de 20 de zile. Și mi-a dat asigurări că și ei sunt foarte atenți la aceste aspecte. Acum, eu sunt foarte supărată de ce? De lipsa de reacție a politicienilor noștri. Pentru că, și o să vă spun iarăși o întâmplare tot din Varșovia, că discutam cu ei, că ei au o demnitate națională, știu să-și protejeze Produsele din țară. produsele lor, pentru că, de exemplu, îți spune ce desert să iei. A, păi uite, o prăjitură foarte bună făcută acolo, uite, în curtea din spate, adică nu spun Local. exact. Și le-am spus cum. Bun, ei au reușit să atragă și fonduri europene, pentru că ei se duc după să acceseze fonduri europene cu trei hârtii. Dumneavoastră știți ce dosare se fac la. Uitați, așa se fac. Nu știu cine a semnat tratatul ăla, dar probabil așa s-a semnat. Asta a fost condiția acceptării noastre în Uniunea Europeană, să suportăm orice. Pentru Se că. spune că mai multă birocrație scade corupția, probabil din genul ăsta, mai multă mișcare a Cred că mai hârtiilor. degrabă se ascunde corupția în spatele unor acte foarte, foarte Legat stufoase. de exemplu Poloniei și comparația cu România, cred că este o întrebare care stăruie în mintea telespectatorilor noștri. Având în vedere această lege 321, cum putem să ne ferim să nu cădem în cealaltă extremă a protecționismului, a unui protecționism al produselor locale care sunt discriminate pozitiv, dar probabil cu mult mai slabe. S-a întâmplat asta și iarăși nu vreau să dăm nume pe piața mașinilor. Piața mașinilor în România știm că am plătit niște taxe pe care acum trebuie să le recuperăm, au fost în guvernele anterioare niște legi protecționiste pentru produsele locale care au scandalizat conducătorul auto de rând, care spune legitim, vreau mașina cu tare, chiar dacă este mai veche de nu știu câți ani, pentru că și poluează mai puțin și este mai performantă și nu contează vârsta, contează producătorul.
Cum putem să ne ferim de acest efect de pendul? Înțelegem foarte bine demersul dumneavoastră, suntem alături de el, însă știm că noi românii suntem uneori ispitiți de excese. Cum putem să nu parcurgem? Este ceva în lege sau ați prevăzut cumva ca nu cumva să trecem înspre un protecționism exagerat al produselor românești? Da, e o mică diferență între mașini și alimente, sau că eu în general la asta mă refer, da. Pentru că desigur sunt produse, adică eu nu spun, domnule, închidem granițele și numai ce produce mai mâncăm. Nu se înțeleagă asta. Deși probabil am supraviețuit, dacă... Păi, ambasadorul Finlandei nu a spus acum 2 ani că a venit aici și a zis: români, ce-i cu capul vostru? Voi puteți produce anual hrană pentru 80 de milioane de oameni. Ce faceți voi? Deci chiar am putea și știm foarte bine că am avut produse foarte bune. Spuneați de legile protecționiste. Consider că o oarecare protecție, nu excesivă, pentru produsele românești este necesară. Și eu am, pe lângă 2 amendamente excluse din lege, dar eu am cerut și eu sunt mai protecționistă, cu gândul că cât cer mai mult, măcar un pic să mi se dea. Am cerut exact asta, închiderea magazinelor, hipermarketurilor pe perioada de weekend, la sfârșitul săptămânii, și scoaterea lor în afara orașelor, așa cum este peste tot. Dar am revenit, cauzi că nu se poate, că nu știu ce, domne. Haideți, la sugestia comercianților noștri, haideți să închidem toate magazinele, sâmbăta și duminica, toate, absolut toate, și să deschidem piețele. Deci piețe interesant, pentru acei producători, cum este și domnul care produce produsele bio, deschidem piețele pentru mâncă, pentru legume, fructe, carne. Să, nu știu cum era mai de mult, așa, breslele. Da. Să aibă loc, bine, să fie piețe, să fie piețe curate, să fie să fie scoși intermediari, adică să nu vedem pe aia care merg și deci să-i vedem, să dăm o culoare, pentru că noi nu facem nimic să avem specific, în afară de niște hore și din când în când, dar nu, să dăm culoare, adică să-ți vină țăranii îmbrăcați frumos în costumele lor, să vină ceilalți producătorii de miere, producătorii de vinuri, exact. Probabil asta ar stimula colateral și turismul. Exact. Și inclusiv turismul economic. Uitați, un alt exemplu legat de ceea ce spuneți și se leagă de răspunsul, și vreau să continuați cu răspunsul acesta. Pentru că ați pronunțat un cuvânt semnal pentru mine, și anume cuvântul breaslă. Dacă mergem în orașele mari, cum este Sibiu sau Oradea, erau acele strade, da, Brașovul, strada curelarilor, strada cizmarilor și mai departe. Ei, acestea erau niște realități care, numai departe de 150 de ani înapoi, pe strada respectivă era o competiție adesea onestă între acești producători locali și manufacturieri de familie. Marile produse din piața muzicală, spre exemplu, pianele Steinway sau alte produse mari, sau Stradivarius, sau erau afaceri de familie. Le venerăm acum, dar a stat în spate o tradiție de familie din generație în generație, și oamenii aceștia s-au putut dezvolta. Cremona n-ar fi fost ce este astăzi, da, dacă nu ar fi fost acea protejare locală a produsului local, a încurajării acestor familii să-și dezvolte mica afacere cu taxe, cu impozite, cu tributuri și așa mai departe, dar a fost inclusiv în așa zisul mediu întunecat, în care ne se descrie în termeni extrem de violenți, a fost o liniște și o pace acestor târguri, și vâna economică a fost menținută tocmai de aceste mici afaceri de familie. Ei, vedeți o posibilă reîntoarcere, măcar și din motive turistice la început, pentru protecția acestor producători de miere, producători de ii tradiționale românești, producători de brâuri din piele, de butoaie pentru murături și așa mai departe. Și eu, dacă nu în această legislatură, în viitoarea, care va fi după alegeri, eu sper să găsesc
Și chiar sunt oameni cu care să știți, degeaba toți politicienii sunt ponegriți pentru că i-am văzut pe doi dormind în sala de plen. Da. Nu, sunt unii chiar interesați care își dau interesul și să facem acest lucru. Mi-aș dori foarte, foarte mult și să nu mai fie atât de, știți cum, noi lucrăm la extreme. Deci fie condițiile sunt precare și vedeți și le și dăm, le expunem foarte mult pe cele aflate în extreme. Deci fie condițiile nu sunt corespunzătoare producerii și vânzării unor alimente, că la asta ne referim acum, fie pune niște condiții excesive. Eu mă tot uit la ce fac alții și am văzut niște documentare în Franța legate de o afacere cu dulceață. Era foarte, foarte frumos, era prezentat cum adună fructele pentru dulceață, cum îl fac în casă, încă venise, era o femeie mai tânără și venise și soacra ei să o ajute, le puneau etichetă frumos, le puneau acel capac legat cu o fundă, adică le dai ceva așa. Și știți unde le vindeau? Deschideau geamul, aveau un geam frumos plin cu mușcate și așa, și aveau ca o tarabă așa la geam și acolo vindeau. Și venea și cel care avea restaurant peste drum să cumpere dulceață pentru clătitele pe care le făcea și așa. Ei bine, la noi este excesiv, adică dacă nu te duci să spună ștampila toate autoritățile, toată lumea. Da. Pentru trei fire de pătrunjel, o bătrână trebuie să umple. Bine, asta abuzurile ANAF, astea sunt, pentru că, din păcate, iarăși, și poate veți spune că insist prea mult, dar să știți că și telespectatorii, consumatorii trebuie să știe că ăsta e adevărul. Deci micii comercianții, nu numai micii, ci și ceilalți sunt supuși la o agresiune extraordinară. Și din partea ei, pe ei controlează toată lumea. La ei se dau amenzi, adică se duc unii și spun: ce asta? Cum? Ce înseamnă să intre într-un loc și să spună, faci că oricum îți găsesc eu ceva, oricum te amendez. Deci nu se poate, adică te duci și îl sperii. Păi nu vă spun ce coșmar au avut în anul trecut, când a fost perioada aceea cu fiscul. Da. Deci mulți, și știți cum se închid? În fiecare zi se închide câte o mică afacere. Și asta înseamnă că acea familie care rămâne fără, rămâne fără mijloace de trai, practic. Exact, și se gândește să plece. Deci, cât ce să fac aici? Să îngroașe rândurile șomerilor? Și tot asta le-am spus autorităților. Nu vă dați seama că... Și din păcate ne fugărim oamenii care au avut curaj să începe o afacere de genul ăsta, să trebuie curaj. Și sunt într-adevăr fugăriți. Începusem un gând cu un prieten care a avut de reparat o pereche de încălțăminte, dar foarte, de foarte bună calitate, care ținea foarte mult. N-a mai găsit cizmar în localitatea în care locuiește, dar știți unde a găsit? A găsit un cizmar emigrat în Germania, român, care știa foarte bine meserie și care, bine mersi, are un mic atelier și repară, nemții își repară pingelele, dar noi cumpărăm tot nou și știți, acest încălțăminte din carton. Avem și o dosă de snobism, cred că venită din lipsurile din trecut. Suntem un popor snob, adică încă mai umblăm cu eticheta de la firmă din afară și asta trebuie să depășim. Sunt normal, sunt etape firești pe care trebuie să le trecem, nu e bine să ardem etapele, însă ar fi bine să sărim mai repede peste ele. Ne apropiem de finalul emisiunii și n-aș vrea să ascundem telespectatorilor noștri cât de mare este forța acestei asociații, câți asociați sunt. Să-mi permite să mai fac o precizare. Sigur. Acum, dintr-un protecționism de acest gen, nu este totuși, adică ar trebui să spunem și un lucru, că nu toți sunt corecți.
ai noștri. Da, da, deci da, că există, da, într-adevăr... Evazionism există. Există, da, dar, dar nici, nici aia să nu, să nu cădem în... Generalizări. Exact. Deci nu, pe când cei mari toți fac aceleași practici. Deci că nu au, că ei, ei între ei... Păi au fost amendați de Consiliul Concurenței pentru că s-au înțeles între ei cum să, cum să păcălească consumatorul. Deci astea sunt fapte care există, adică nu le inventez, nu le inventez eu. Și de aceea eu doresc ca asociația să fie puternică nu doar prin numărul de membri, deși e foarte important să ai, ci și prin forța morală prin pe etică, care, pe care o dă, o dă asociația. Eu am renunțat la unii dintre membrii asociației pentru că nu au fost corecți. Deci nu au, și asta e, e o condiție, adică nu, bine, acum deci este un anumit standard, este un anumit standard etic pe care îl pretindeți și asta mi se pare important de subliniat, da, pentru că asta este cumva și scopul emisiunilor acestora, să încurajăm lucrurile bune, lucrurile care pot schimba mentalitatea. Deci este, este posibil și am avut recent o emisiune cu un, un astfel de, de inițiator a unei afaceri mici și el îmi spunea, este posibil în România să fii cinstit. Greu, foarte greu, dar este posibil să faci afaceri cinstite. Și aș vrea să subliniem acest lucru pentru telespectatorii noștri. Nu toată lumea este curată, dar nu toată lumea este mânjită. Generalizări de genul ăsta sunt extrem de toxice pentru schimbarea mentalităților. Tinerii care ne, ne au, trebuie să capete curaj, să înțeleagă că există cineva care se luptă pentru ei, există organizații în care se pot asocia, există posibilitatea de a face afaceri de familie în România și îi încurajăm să rămână în România. Lucrurile se vor schimba probabil prin lupta unor oameni ca dumneavoastră și alții, prin promovarea unor politicieni la vârf care înțeleg aceste realități, dar să, să încurajăm pe cei care sunt astăzi deprimați, descurajați și vor să emigreze, vor să plece. Tot mai mulți, da, tot mai mulți, mai ales dintre tineri, că merită să încerce încă o dată. Da, și eu așa le spun. Eu mă duc, am și întâlniri cu tineri și cu elevi și studenți din, și bine, mesajul ăsta motivațional evident, dar foarte mulți, pentru că ei nu mai pot să fie atât de ușor de păcălit și să le vinzi iluzii și mă întreabă, bine, dar ce găsim? Băi, nu găsiți, dar haideți să ne luptăm. Să încercăm. Mai avem, mai avem o inițiativă, cea de combatere a risipei alimentare și chiar am găsit tineri care s-au raliat și care, cărora am reușit să le spun de efectele devastatoare pe care le produce, că degeaba spunem că aruncăm nu știu ce, dar probabil ăsta va fi un alt subiect. Dar ca să vă răspund concret, să nu credeți că mă eschivez, referitor la numărul de membri, avem acum în jur de 700 de membri, da, un număr mare, la nivel național și suntem într-o perioadă de atragere a, a noi membri și îi aștept pe toți cei care doresc să, măcar să, să se intereseze și dacă se regăsesc în asociația noastră, îi aștept cu mare, mare plăcere. În finalul dialogului nostru, ce mesaj pe care l-ați putea încapsula într-o frază ați avea pentru cineva care contemplă ideea de a deschide o mică afacere, de a deschide un magazin de... cu fereastră la stradă, o afacere de familie, o fermă de familie. Ce mesaj ați avea în final pentru o astfel păi de persoană? Și pentru ei și și pentru consumatori îmi permit să am mesajul președintelui Roosevelt și să le spun că suntem într-o situație economică foarte gravă, dar o putem depăși consumând produse din România, indiferent de, să nu zic românește, că sunt și maghiari, sunt și sași, sunt și țigani care fac produse foarte bune, așa că putem să, să facem un pas înainte și să fim acea pasăre colibri consumând produse de aici din România.
Stimată doamnă Cora Muntean, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. În programul atât de ocupat între atâtea călătorii, v-ați făcut un pic de timp ca să înțelegem câteva lucruri, să înțelegem câteva mecanisme care ar putea îmbunătăți viața economică locală, în dreptul comunelor, satelor din România, deși nu a orașelor. Eu vă mulțumesc și foarte mult. Eu vă sunt recunoscătoare. A fost o plăcere și eu am învățat foarte multe lucruri pe care, iată, noi știam, inclusiv de această lege 321. Stimați prieteni, iată un îndemn. Să trăim în țara pe care ne-a dat-o Dumnezeu, menținând standardele morale, etice, cât se poate de sus. Un popor este binecuvântat în măsura în care ascultă preceptele lui Dumnezeu. Și așa cum am învățat, și o afacere mică poate fi condusă pornind de la poruncile lui Dumnezeu. Una dintre ele este să nu furi. Și un alt îndemn pentru a ridica starea economică în care ne aflăm, învățând din exemplu altor popoare. Cumpărați România!